Tensiuni între Consiliul Județean Maramureș și firma care execută lucrări de modernizare și reabilitare a tronsonului Baia Sprie-Bârsana. Pentru că nu au respectat o fază a proiectului, reprezentanții Forului Administrativ Județean nu vor să deconteze firmei respective lucrări de 1 milion de euro. Pentru a reuși să ajungă la un numitor comun, reprezentanții Consiliului Județean Maramureș și cei ai firmei Bihorene, care se ocupă de reabilitarea tronsonului rutier, au avut recent o întâlnire. Atât beneficiarul, cât și constructorul vor fi nevoiți să se consulte cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării și cu specialiști externi de la Uniunea Europeană cu privire la criteriile de eligibilitate. Toate astea în contextul în care Mircea Man declarase înaintea ședinței că instituția pe care o reprezintă, respectiv Consiliul Județean Maramureș, nu va deconta lucrările de 1 milion de euro. Noi avem un contract cu această firmă. În momentul în care nu se achite de sarcini, putem să discutăm și de rezilierea contractului. Dar cam deodată utilajele sunt pe teren, lucrează, nu avem niciun fel de problemă. Direcția tehnică, condusă de domnul Cristi Kendea, a cerut o întâlnire astăzi cu antreprenorul. E o discuție normală, o avem repetate rânduri, deci nu e ceva special. Mai mult, înainte de întâlnire, Mircea Man nu excludea posibilitatea rezilierii contractului cu firma sădmăreană. Posibilități sunt multiple, dar haideți să vedem cum stau lucrurile în teren. Se lucrează, venim aproape, suntem în Șișești, deci ieri am fost la Bârsana și am văzut utilajele și am discutat cu conducerea. Astăzi se analizează din toate punctele de vedere lucrurile care... Mă rog, sigur că firma și-ar dori niște schimbări de proiect care în unele părți se pot face, dar cu aprobarea Ministerului, dar noi nu vom plăti nici 5 bani fără să avem acordurile necesare. Pe tronsoanele în care s-a turnat deja asfalt, au fost făcute verificări vis-a-vis de calitatea asfaltului, pentru că sunt foarte multe zone în care deja a ieșit afară. Deci, e o zonă, nu știu exact suprafața, care e de aproape 1 milion de euro și nu le plătim. De cealaltă parte, administratorul firmei care execută lucrările speră să primească cei 1 milion de euro. Dacă nu, acesta are de gând să-și câștige bani în instanță. Discuțiile între cele două părți vor continua și zilele acestea.